Victor, din păcate, a venit și prima înfrângere. Un joc bun, din păcate, iată, finalul nu ne-a aparținut și punctele au rămas aici, la Bradu. Bună ziua, Alex. Cred că era un joc pe care trebuia să-l câștigăm după cum s-a desfășurat. Din păcate, cred că am pierdut astăzi 3 puncte după un joc bun pe care l-am făcut. Cred că am fost naiv pe final de meci și n-am știut să gestionăm finalul de meci. Este adevărat, am întâlnit o echipă bună, o echipă care joacă bine pe teren propriu, dar astăzi cred că noi am fost cei care am făcut cadou cele 3 puncte. Când te gândești că ai condus 1-0 și gol în minutul 86, 87, 94, e clar că nu suntem mulțumiți cu rezultatul de pe teren. Din păcate, asta a fost toată acestui joc. Nicio echipă nu este invincibilă, dar nu credeam că astăzi vom scăpa cele 3 puncte sau cel puțin un punct să plecăm, să plecăm neînvinși. Putem vorbi și de ghinion, ținând cont de modul cum s-au marcat golurile adversarilor. Putem să vorbim de ghinion, putem să vorbim și de un arbitraj care i-a împins în permanență peste noi, un corner inexistent pe care l-a acordat și de acolo a plecat primul gol. Până la urmă trebuie să învățăm să gestionăm finalurile de meci și să reușim să ducem meciul până în ultimul minut de prelungire. S-au cunoscut astăzi și absențele din lot? Da, cu siguranță, orice absență se cunoaște, dar cred că cei care au intrat astăzi au reușit să se ridice la un nivel bun. Repet, un joc bun, un rezultat nemeritat. Am fost naivi și sper să învățăm ceva din acest lucru. Vine un meci cu Dăieștiu, cum crezi că va fi? Da, avem o serie de 3 jocuri acasă, sperăm să ne fructificăm terenul propriu. Sunt jocuri dificile, sunt jocuri pe care ți le poți face grele dacă nu joci la un nivel ridicat și dacă nu gestionezi bine jocul. Si.